Bună, dragii mei din Zodia Pești! Etalarea voastră pentru luna octombrie, să vedem la ce vă puteți aștepta. În această perioadă, simt că este o lună rapidă așa pentru voi. Am simțit, să zic, tensiune. Poate sunteți puțin tensionați. Atenție la tensiunea voastră. Și hai să vedem. Urmează și sezonul Scorpionului, care este până la urmă fratele vostru de apă. A, uite, Regina de Cupe, am zis apă, am invocat-o pe Regina de Cupe și judecata. Importante, sunt niște lucruri importante aici, cavalerul de monede. Lucruri importante care vor avea să vină. Bun, hai să vedem cărțile de tarot, să vedem ce cărți avem aici. 8 de monede. 7 de cupe, interesant, asul de monede, 2 de cupe, wow, 3 de spade și asul de bâte. Și cartea era aici, regina de cupe. Da, interesant, pentru că a apărut regina de cupe, e clar că trebuie să aveți o oarecare maturitate în luna asta, emoțională, pentru că am simțit aici ideea de cunoaștere. Să vă cunoașteți poate pe voi mai bine, să vă cunoașteți partenerul mai bine, să intrați așa în profunzimea relației în care vă aflați, dacă sunteți într-o relație, dacă nu, în relația pe care voi vă doriți pe viitor. Avem 8 de monede, 7 de cupe. Atenție! Atenție la ce lucrați! Atenție să o faceți în mod conștient. 8 de monede și 7 de cupe. Să nu lucrați, să nu munciți la ceva ce nu contează, să nu munciți la ceva care doar vă seacă de energie și atât. Da, e foarte important aici unde ți investești energia, în ce ți investești energia, cum o faci sau, mă rog, cât de mult contează. Da, cât de mult contează ceea ce faci tu în această perioadă, cât de mult contează relația asta, cât de mult contează să lucrezi la această relație, adică merită, merită să muncești pentru jobul ăsta, merită să muncești pentru pasiunea asta, merită să muncești pentru relația asta, nu zic că persoana este, are ceva, ci pur și simplu merită pentru tine, te împlinește, te face bucuros, fericit, etc. Sau e ceva, pentru că e aici cu 8 de monede, 7 de cupe, ca și cum e o muncă inutilă puțin, pentru că e pe o bază instabilă emoțional sau în orice caz o bază, nu știu, foarte multe iluzii, neîncredere, deși e determinare aici, eu vă simt determinați, am zis că e ceva rapid, veți fi foarte puși pe treabă sau o să lucrați, să vă dați interesul și așa mai departe, dar s-ar putea să nu merite unde vă îndreptați voi atenția sau energia. Am simțit să zic magia, uite. Nu știu, unii dintre voi poate faceți magie. Atenție. Asul de monede și cu 2 de cupe. Deci poate să fie atât profesional cât și emoțional. Interesant aici, pentru că sunt nivele diferite. Să zicem asul de monede, unii dintre voi, de la 8 de monede, la asul de monede, foarte ușor puteți să reîncepeți ceva. Foarte ușor puteți să, nu să terminați, că nu ajunge să terminați și pur și simplu să începeți altceva foarte repede. Un proiect, un job, o chestie de genul acesta, foarte rapid. Și astfel să vă irosiți timpul sau energia, barna. E o idee. E o idee. Poate, mai poate să fie vorba și despre altceva. Că ați lucrat la ceva foarte mult timp sau v-ați dat interesul și să apară de altundeva oportunitatea, jobul, proiectul și așa mai departe. Adică s-ar putea ca oportunitatea pe care voi poate vă doriți sau care să fie ceva plăcut să apară de altundeva, dintr-o altă situație, de altundeva, da, să sară iepurele așa din altă
pădurea, abar n-am, nu știu. Ați înțeles ideea, până la urmă nu trebuie să le fac eu prea stufoase. Deci ceva la genul acesta, trebuie să aveți grijă să nu vă irosiți energia undeva unde nu e cazul și să fiți atenți și în jurul vostru că s-ar putea să apară o oportunitate diferită, dar s-ar putea să o luați de la început, da? Să fie ceva proaspăt, crud și mi-a venit ceasul de bâte, după care doi de cupe. De ca și cum începe ceva, aveți ceva drăguț, realizat și așa mai departe, cât de cât vă dați interesul și dintr-o parte apare altceva care vă atrage atenția, care e mai strălucitor, 7 de cupe, care e mai drăguț, e poate mai bănos, dar nu trebuie să fluctuați așa. Voi sunteți o zodie mutabilă și aveți acest lucru în voi, fie că vă place, fie că nu, asta este. De-aia sunt considerate zodiile astea mutabile mai greu de luat în serios, aș spune, sau mai greu de te poți așa baza pe ele. Poate unii oameni cu care ați avut de-a face a simțit că v-au și zis că nu se pot baza pe voi. Pentru că voi aveți această putere să vă adaptați. Asta este cea mai mare putere a voastră. Adaptabilitatea și versatilitatea, aș mai putea spune. Sunteți foarte, foarte versatili. Vă puteți plia pe orice, orice gen de persoană, de oportunitate, de job și așa mai departe. Poate mai greu puțin, depinde de interese și așa, dar mare parte față de cineva care e mai fix, cum ar fi un scorpion, cum ar fi un taur, sunteți la polii opuși, adică din punctul ăsta de vedere. Și asta este o mare putere, dar este și un mare, nu știu, poate să fie un mod de favoare pentru cei din jurul vostru, pentru că să nu se simtă oarecum neglijați de voi sau dați la o parte foarte ușor dacă ei nu înțeleg chestia asta, depinde și cum o comunicați și etc. Sunt multe lucruri la mijloc. Dar e aici așa o apropiere, e o chestie tot la început, dar apare 3 de spade, simt că voi o să răniți pe cineva, nu simt că este invers. Atenție la cuvintele voastre, atenție să știți ce vă doriți, e important pentru că aveți foarte multe pe masă, ca să zic așa, sub de bâte mai și aici. Aveți foarte multe lucruri care vi se prezintă în viața voastră, în această perioadă vi se arată, poate multe daruri, cadouri, persoane și vă este cam greu să alegeți, este? De aceea vă trebuie multă maturitate emoțională, nu degeaba sunteți ultima zodie, pentru că voi conțineți cam toată, ar trebui să conțineți toată maturitatea și înțelepciunea tuturor celorlalte zodii care sunt înaintea voastră. De aceea este destul de greu, după părerea mea, să fii zodia pești. Mie mi se pare foarte greu. Eu nu sunt zodia pești, dar am văzut persoane, am avut treabă cu persoane din zodia pești și am văzut. Aveți și un stil de ăsta foarte cum să-l caracterizez? De a fi alături de toată lumea. Da? Sunteți un fel de mama tuturor răniților. Unii dintre voi, poate unii nu aveți această latură atât de dezvoltată, dar unii dintre voi aveți chestia asta. Da. Hai să vedem niște cărți de oracol. Cam așa o să fie luna voastră. Caritate. Oracol acolo. Inventivitate, ce avem soare în rac, împlinire și, ia uite, caritate s-a arătat din nou. Da, voi vreți să faceți foarte mult bine, izolare, e așa un amalgam de toate și avem și putere, avem și bogăție, Saturn în Capricorn
chiar vă recomand, uite, aveți și neliniște, un Mercur în Berbec, sunteți foarte activi, sunteți peste tot, aveți foarte multă energie, vă place, vă simțiți evident ca peștele în apă pentru că vine sezonul Scorpionului și s-ar putea să simțiți și mai mult această energie a apei. Conectați-vă cu energia asta apei, cu emoțiile voastre mai mult, petreceți timpul stând pe lângă un râu, pe lângă un lac, pe lângă o mare, ocean, dacă aveți cum, și încercați să vă adunați așa emoțiile care sunt cam împrăștiate puțin sau interesele voastre, viziunile voastre parcă sunt împrăștiate prin prea multe locuri. Și de aceea apar și așa din senin și de aici, uite, oportunitate și de aici, e ca și cum se întâlnesc, exact așa văd uitalarea voastră acum, ca și cum se întâlnesc foarte mulți prieteni, care ei, da, sunt prieteni sau, mă rog, cunoștințe, dar sunt foarte diferiți, extraordinar de diferiți. El a face cu totul altceva, ăla e medic, ăla este scafandru și celălalt este pilot de curse. Adică nu aveți mare lucru în comun și atât de diferite sunt și aceste oportunități care vi se arată în această lună. Chiar și persoane, atât de diferite vor fi. 3 la număr sau 2 la număr, da? Numărul 2 e important, chiar și 3. Da. Ven caritate, Saturn în rac, e important. Aveți această exact latura asta de deschisă în această lună de a avea grijă de cineva. Atenție, dar unde vă investiți energia să nu fie în ceva în care nu merită, să nu vă pierdeți energia. Eu simt aici că este o energie puțin consumată. Aveți foarte multe resurse, dar totuși nu nu abuzați. Și avem și împlinire. Împlinire cu Saturn în Scorpion. Încercam să-mi dau seama dacă plouă afară. Că tot ziceam de apă, de ploaie și, mă rog, de apă în general, de emoții. Și împlinire. Saturn în Sagitator. Da, sunt chestii care vă împlinesc aici. Sunt lucruri foarte interesante, frumoase, dar depinde de voi. Pentru că e ca și cum ați început foarte multe lucruri. Toate sunt interesante, după părerea mea, nu pot să zic că asta e mai, nu știu, important, asta e mai puțin sau așa, dar pur și simplu sunt foarte multe chestii din multe părți și depinde de voi ce vă doriți, de aceea să vă puneți ordine în gânduri, că de altfel aveți multă energie, inventivitate, aveți și putere interioară, aveți și dorința de a ajuta cu caritate, dar depinde de voi. E aici și o tendință să-i faceți munca cuiva, deci, nu știu, intenție totuși. Bun, pe lângă ce zodii simt eu să stați în această lună, ce zodii vă recomand eu să aveți în preajmă, așa cum am făcut până acum și la celelalte zodii. Capricorn și Taur, aș zice, și Rac. Alte zodii mai apar aici, Săgetător, într-adevăr, Rac, cum am văzut, și cam atât. Aș zice și Scorpionul. Și Berbec, am văzut și Berbec, da. Iar ca zile importante, 14 octombrie, 24, 13, 23, 7. Foarte important, o zi importantă, 7 și 8. Și 9, uite, 7, 8, 9, da. 7, 8 și 9 zile importante, 13, 24. 4 e important aici. 14, la fel. Cam atât pentru voi, dragii mei, o lună frumoasă vă doresc!